Era foarte frumoasă, dar i-am zărit chipul de foarte puține ori. Rar o prindeam uitându-se înapoi la mine, atunci când credea uneori că nu mă uitam la ea. Dar asta e tot ce am văzut. Era tot ce îmi trebuia să observ. Într-o zi am decis să-i vorbesc. Am țipat spre ea, cu toate că nu-i știam numele. Trebuia să ajung la ea. Nici măcar nu a aruncat o privire în direcția mea. Așa că am făcut singurul lucru care mi-a trecut prin cap. Am apucat vioara. Mama m-a învățat să cânt acum mult timp și am crescut îmbunătățindu-mi cunoștințele. Am cântat o veche baladă mărinărească, una pe care ea mi-a fredonat-o. Notele muzicale macabre răsunau peste marea cuprinsă de ceață și de la prova vasului am cântat. Apoi am auzit-o, vocea ei, dinspre valurile neliniștite. Nu putea fi nimeni altcineva. Am cântat în timp ce am mers. Tonul ei mistuitor se armoniza cu instrumentul așezat pe umărul meu. Secundul m-a întrebat ce era în neregulă cu mine, dar eu o puteam auzi doar pe ea. La cârmă mi-am așezat vioara și am început să cârmuiesc spre vocea ei. În ciuda faptului că muzica s-a oprit, ea a continuat să fredoneze, melodia răsunând peste întinderea sărată, din ce în ce mai tare, cu cât ne apropiam mai mult. Era tot ce puteam auzi. Nu ascultam țipetele membrilor echipajului meu. Nu ascultam scrâșnetul lemnului sfărâmându-se în pietre. Nu ascultam țipetele oamenilor în timp ce nava se scufunda. O ascultam pe ea. În timp ce am fost rupt în valurile stâncoase ale apei, a venit la mine. Când mă holbam la ea, sarea arzându-mi ochii, m-am mângâiat. Eram fermecat de ea și atât de fericit că ultimele mele momente au fost petrecute uitându-mă la ea. Aceasta a fost povestea. Sper că v-a plăcut. Aștept și caut de mult timp povești cu sirene. E un subiect pe care nu ții minte să-l fie abordat pe canalul meu și în sfârșit am găsit ceva potrivit. Ok, vă las. Pe data viitoare...